Haideți, că suntem majoritatea, suntem în celălalt să avem parcurs oricum. Da, timpul destul de încărcat și aș vrea să intrăm în... Aș vrea să intrăm în ordinea de zi. În primul rând, dacă ați văzut convocarea, marea majoritate a materialelor sunt venite din partea listei. Îl avem alături de domnul Lucian, de la reprezentantul la listă, că din slugă la anumite lămuri vizare de material, materiale existente din partea listei. Cert este că mai rămas cei care n-au aprobat la nivel județean, suntem noi și Târgoca. Atât. În rest, celelalte 91 de entități au aprobat. Dar, până atunci, o să vă rog să faceți propunerea pentru președinte ședință. Că punctul nu este... De acest domnul de așa, președinte ședință. Alegerea președintului de ședință. Propune? Problemul cu Dositaru n-a fost. Dositaru n-a fost? N-a fost niciodată. Da. N-am încălat la mine. Ce doamnă? Hai, nu-ți spuneți că vreau, dacă... Da. Da. N-a fost niciodată. 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 A fost, a fost. A fost, a fost. Ce a început să vreau zis. Dacă... Dar am zis ca să fie... O probleme ceva sau ce nume? N-a fost niciodată. Cât avem? Cu ochelare nu te scurcăm, dacă vreți sau nu vreți. Da, uite, da, da. Da, hai, vedeți aici, da. Domnul Cezaru. Nu, nu merge. Nu, nu merge. Nu, am fost. Bun, altă propunere. Domnul Dopă. Sunteți de acolo? Da, domnul Dopă. Hai, domnul Dopă. Doamnă. Înainte să încep de ședință, am o rugăminte la dumneavoastră. În cazul unor lucruri de obiectat sau au unor probleme, au unor întrebări, vă rog frumos să le notați pe o hârtie și la sfârșitul ședinței, la diverse, să le discutăm. Să nu mai întrerupem ședința și să... Mulțumesc! Dați citirii dispoziții de comunicare. Dispoziția numărul 60/26/2020. Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mânstrea Cașin în data de 2 martie 2020, începând cu ora 16. Primarul Comunii Mânstrea Cașin și județul Bacău, având în vedere hotărârea AGA din numărul 15/5/12/2019, privind aprobarea cotizații anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2020. Adresa numărul 4360/10/2019, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care se fac unele referiri la taxa de salubrizare aferentă anului 2020 și la contribuția la la contribuția la economia circulară pentru anul 2020, în cuantum de 80 de lei pe tonă, conform anexa numărul 2 din ordonanța de urgență numărul 16/2005 actualizată. Adresa numărul 27/2020, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care ne face cunoscută adresa numărul 889 din 21/2020, primită de la SECE Rom Preste SAP, în care se înaintează tarifele modificate în urma solicitărilor făcute de aparatul tehnic ADIS privind tarifele actuale și cele propuse. Hotărârea ACA ADIS numărul 10/15/12/2019 privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile de construcții și de desfinte și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Adresa numărul 3823 din 28/10/2019, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care ne solicită să supunem spre aprobare în ședința de Consiliu Local aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unității administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Referatul numărul 149/18/2019 a doamnei Olaru Cristina, responsabil
de achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate a pomanului comunii Mestrea Caș. În conformitate cu prevederile articolului 196 aliniatul 1 litera B din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ dispune Consiliul Local al Comunii Mestrea Caș și județul Bacău se convoacă în ședință ordinară pentru data de 2 martie 2020 și cu ora 16 la sala de ședințe, la primăria având ca proiect de ordine din ordinea de zi următoare. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Punctul 2. Aprobarea cotizației anuale aferente Comunii Mestrea Caș în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2020. Punctul 3. Aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Cosul de Sa și aprobarea actului acțional numărul 2 la contractul 1078-1087 din 16.04.2018. Punctul 4. Aprobarea modificării cuantului contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile de construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, în cuantumul de 80 de lei pe tonă, fără declarat și deconectarea acestei sume operatorului SCE Ecosud S.A., începând cu data de 1.1.2020. Punctul 5. Aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unității Administrative Teritoriale cu județul Bacău, membre ajuns. Punctul 6. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice, bunuri și servicii pentru anul 2020. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și pe pagina de internet a instituției și va fi comunicat instituției prefectului județului Bacău în termen legal. Părința este publică, semnat primarul protesiei Gabriel și aviz de legalitate, secretar general de Leu Ioan. Da, supunem la vot, să vă mulțumesc. Supunem la vot, dacă ne-a de legine, este pentru. Și procesul de la ședință. Și procesul de la ședința trecută. Este cineva împotrivă sau... Și poate. Da? Proiectul asta s-a... Cum s-a epuizat? Da. Punctul 2. Trecem direct la punctul 2. Doamna, dați-mi voi să... Deci, atunci vă spun că, având în vedere complexitatea, este o de ridicat, aș spune eu, materialul și a situației, am rugat Adesu să trimit cu cineva care să explice poate mult mai în detaliu și mai pe înțelesul nostru ceea ce se întâmplă cu tarifele astea de la Romprest. Este de la Ecosud. Nu am prea strănesc. Ecosud. La Ecosud. Da. Ecosud. SCE Ecosud. SCE Ecosud, da. Iar domnul Andrei este reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Sanitizare Bacău. Prietenii la noi. Prima dată sunt. Mă numesc Andrei Buceanu, sunt inginer de mediu la DIS Bacău și am venit să vă prezint situația și să răspund eventualele întrebări ale dumneavoastră. Pe scurt, noi avem un operator care operează instalațiile de sortare, compostare și transfer de deșeuri, atât cât și depozitul la care ajung aceste deșeuri, depozit aflat lângă Bacău. Acest operator, Ecosudința, a câștigat licitația după ce s-a judecat, a avut o vedere definitivă, a câștigat în 2014 cu tarifele de la licitație. Am înțeles, în 2010 a scris să fie datat. În 2010? În 2010, dar contractul s-a semnat în 2014. A fost acesta definitivat, s-au definitivat chestiile judecătorești și da, definitivă mai mult dumneavoastră. Acum ei s-au apucat de treabă în 2018, la jumătatea anului, cu tarifele din licitație. Între timp, s-au transpus prin ordonanța de urgență numărul 74 normele europene, care
au o economie pe, o taxă pe economia circulară de 30 de lei anul trecut, 80 de lei anul acesta și, din păcate, la anul 120 de lei pe tona de deșeuri care ajunge efectiv pe groapa de gunoi. Cea care e sortată, nu e compostată, asta înseamnă biodegradabilul, care ajunge pe groapa de gunoi, crem și, eu știu, resturi de cartofi, iarbă, inclusiv ce modură lumea prin o gradă și aruncă în cubela de gunoi, pentru că e o mentalitate greșită, fiecare zice că plătește și poate arunca orice. E greșit. Și normele europene ne-au pus ținte pentru reciclare și pentru o deviere de la depozitare. Asta îi spunea domnul primar. Prima regulă din cele 20-30 de site-uri Uniunii Europene este să se scumpească gunoiul care ajunge efectiv pe groapa de gunoi, ca să descurajeze lumea de a arunca orice. Asta este o, asta v-am explicat, este o ordonanță de urgență, ca și cum am discutat despre TVA, e lege. Asta v-am zis, am făcut o prezentare. Asta trebuie aplicată, fiind lege, asta e. Din păcate, se va mări. Noi trebuie să ne concentrăm pe reducerea cantității de deșeuri menajere care a ajuns la groapa de gunoi. Am vrea să văd că ați avut o scădere din 2018 la 823,55 tone la 658,29 anul acesta. A mai crescut și reciclabilul. Dar oricum, sincer să fiu, suntem un pic cam de parte de ținte și nu e vorba de dumneavoastră chiar bine față de, mă refer la toată țara. Suntem cam de parte de ținte de impuse de Uniunea Europeană. Asta ar fi una. De asta, cu 80 de lei, adică cu 50 de lei în plus față de cei 30 de ani trecut, conform legii, se vor... Aș face o întrebare. Din banii ăștia din 80 de lei, contribuiți și la fondul ăsta de mediu. Banii se duc direct la fondul de mediu, sunt plătiți la operatorul. Banii ăștia 80 de lei. Acești 80 de lei, operatorul îi are prins. Păi de asta, eu am găsit chestia. Și este obligat să-i dea la începutul fiecărei luni direct la fondul de mediu. Se duc direct la fondul de mediu ca penalitate. Deci, nu să folosesc banii ăștia eco-țuri, nu. Deci, îi plătește, îi casează, dar și îi reparatează la fiecare. Exact, direct. Fiecare tonă care ajunge pe groapa de gunoi. Exemplu, a fost foarte bun cu TVA-ul, care n-a... Plus TVA-ul, da. Nu, așa la TVA, care a fost aici bani, vreți să dai TVA-ul. Da, am înțeles, obligat. După care mai este o creștere la depozitare de 12 lei, datorită ajustării conform indicelui prețurilor de consum, care din 2014 până acum a crescut și mai e, au fost niște negocieri de câteva luni de zile, că i-au venit cu alte tarife, raportat la cantități, în fine au ieșit mai mult, au fost și cei de la Consiliul Județean și de la alte UAT-uri la aceste negocieri care au durat câteva luni, v-am zis. Și am ajuns la un preț, acum nu că vreau să mă laud, dar unul din cele mai mici prețuri din țară și de la EcoSud, printre primele două, cele mai mici, de unde mai au ei depozitări. Bine, asta și pentru că ei n-au avut voie să solicite această modificare decât după un an de activitate. Lucrurile pe care noi ne-am folosit și am mai împins prețurile astea. După care ar mai veni partea de salarii. În 2014, când ei au semnat acest contract, angajații dumneavoastră salariul minim era 900 de lei. Acum nu mai e 900 de lei și a trebuit să-l indexăm cu... Pentru că asta e, avem ce face. Și de aici este această creștere. Plus că motivează... Și o bază... Plus că mai motivează că a scăsut din numărul populației și totuși cantitatea de gunoi a crescut și nu știu ce. Dar eu merg ideea de a scăzut numărul populației, cred că și cantitatea de gunoi, dar bănuiesc că și-a făcut o prognoză de salarii atâta și să fie cu profit, a fixat un preț, cred că. Și de comun acord s-a rezolvat treaba asta. Au fost tarifele cu care el a câștigat, v-am zis, au fost sau și-au plecat, sau... Și acum astea trebuie indexate.
Sunt niște clauze foarte, foarte strict prinse în contract, pe care tu trebuie să le respecti. Că îți place, că nu îți place. Trebuie să le respectăm, că ne impune, nu? Asta e legea, da. Dar mai face o întrebare. Noi suntem înscriși în asociația asta intercomunitară, 93 de lucruri, de, cum se zice, o... Dar 94. Dar 93, 94, 93 am citit. Și care și urmează, și Bănești, și Bănești, și cu toate comunele. Toate moateuri din Bănești. Și am văzut că de 93 numai 47, deci până la urmă, care au ținut ședințe în Consiliul Local și au răspuns la situația asta, la prețuri. S-a mai adunat ceva din localitățile astea? Acum sunt aprobate 47, acum recent, mai știi ceva? 91, când am plecat de fapt și mă o oră din... Un 91, imediat a ajuns la... Noi suntem ședințele două, pe ea prezentat, noi și asta, au fost ultimele două care n-am ședințe. Suntem așa, că sunt comuni care nu sunt de acord. Deci nu trebuie ca și ștărbor. Da, v-am zis, asta sunt chestii logice. Într-adevăr, dumnealor au mai venit cu niște cheltuieli, noi am luat oferta, au pus, vă dau un exemplu așa, și-au instalat niște camere, sau au pus niște termopane. Până la urmă erau niște cheltuieli de buzit simț, dar le-am dat jos, că asta e, nu era o ofertă. Deci nu au pus cântar, deci nu au pus cântar la spatele mașinii, să vedem cât cântărește. Dar nu e, nu o treabă, cu ceilalți, adică cu instalațiile. Și asta cu cântarul, și noi ne-am dorit chestia asta, numai cu un cântar de la este foarte scump. Ar fi mult mai ușor ca și noi, dar toate problemele astea se reflectă în tarif. Asta-i spuneam și tarif, mi-am bucurat să văd, da. Domnului primar, ei pun orice, astea-i spuneam domnului primar, ei vin și cu elicopterul. Abia așteaptă să te cerem să faci ceva. Dar vin și cu factura a doua zi. Și la noi, na, una e la Austria, una e la noi, noi trebuie să facem cum fac ea la Austria și facem cum fac ei cu ce avem. Nu știu de ce am impresia, dar cred că nu se va rezolva. Da, așa că... Așa că... Tocmai de asta am dat o circulară în care un reprezentant al primăriei, prin sondaj, ori de câte ori dorește, poate veni nu tot timpul, sau dacă vrea tot timpul, să vină la... Ne-ar ajuta și pe noi, noi ne ducem prin sondaj, verificăm. Deci ar fi când are cineva timp, o dată la două luni, o dată la două săptămâni, oricând, prin... Nu, ar trebui o înțelegere între comuni. Și te vedeți fiecare la rând, să mergem inopinat. Înțelegi? Da, care da, să observăm dacă, într-adevăr, să facă șmecherii acolo, dacă se pierdează la dotat sau nu. Da, discuția. Deci ar trebui chestia asta. Asta e oricând se poate face. Aș mai face o întrebare, doamne inginer. Relucrarea deșeurilor reciclate în vederea sortării. Păi dacă avem deșeuri reciclate, de acolo să mai scot niște bani, nu? Deci mai din tot la dumneavoastră o dată, nu? Da, nu la noi. Deci noi le plătim o dată la cantitate, când le livrăm, dar dumneavoastră mai scoatem niște bani din deșeurile astea reciclate. Nu? Tot e costul. Păi de dați, vă mai retoarnă niște bani, nu? Tot e costul, doar. Așa este. Nu ne întorc bani la risc. Ei au prins în... La licitație au prins venituri din aceste deșeuri reciclate. Din păcate, cantitățile acestea nu prea se regăsesc. Deci ei acolo au scăzut din cheltuielile dumnealor aceste venituri, care din păcate sunt foarte mici pentru ei. Însă au niște ținte de atins, tot conform Uniunii Europene. Și de asta noi trebuie să ne concentrăm și pe treaba asta. Plus că acum au apărut niște organisme intermediare, OIV, cum se numesc, care întorc niște bani, dar doar pentru deșeurile de ambalaje, pentru firmele mari, Coca-Cola, Ursus, ei trebuie să plătească 2000 de lei pe tonă de ambalaje pe care le bagă în piață. Ei, aceste organisme intermediare, Coca-Cola și marile companii producătoare, au delegat acestor organisme intermediare acest serviciu. Și ei trebuie să urmărească reciclabile, care sunt cam jumătate din totalul de reciclabile, sunt doar cele de ambalaje. Și când ajung la final, la reciclatorul final, doar ambalajele, acest UIREP pot plăti în funcție de calitatea acestor ambalaje până la 1200 de lei pe tonă.
V-am zis, nu toate reciclabile, nu tot ce e reciclabil. Pentru că astea nu sunt reciclabile? Ba da, sunt ambalaje. Ambalaje. Cartoanele sunt unele dintre ele ambalaje, dar, de exemplu, o hârtie, o carte sau un caiet de la școală aruncat, ăla nu e ambalaj. Nu. Și de asta zic, cam jumătate. Și aceste OIRP-uri vor întoarce niște bani, dar având în vedere că sunt cantitățile atât de mici, dar contează. De asta banii aceia se răsfrâng în factură. Nu vin nici la ADIS, nici la EcoSud. Aceia vin într-un cot separat și se împart proporțional cu cantitatea de reciclabil la fiecărui OAT. De exemplu, dacă dintr-un OAT s-au adunat 10 tone de reciclabil, din altul 20, total 30, și s-au scos 15 de ambalaje, îi revin banii celui care e contraparte, regula de prin simplă, care se mulțește, cele 5 tone se mulțesc cu acești 1200 de lei, care se scade în factura lunară totală. Pentru... Vă mai fac o întrebare și vă ultimul și nu vă mai... Dar nu, că de asta am venit. E o treabă aici așa. Prelucrarea deșeurilor din construcții și demolări. De exemplu, la noi, la comuni, să zic așa, dacă unul demolează un WC-ul cu, da, cu construcții, bă, dar el demolă la o toacă și îl pune pe foc. Deci noi nu-l dăm la fătă. E vorba aici de oraș. Aici așa, aia din oraș nu folosește nici materialul lemnos, nici betonul, nici cărămida nu folosește nimic. Le dă la montaie, la... Da, asta nu este conform. Și noi plătim la global, măruiesc că... Conform legii, aceste deșeuri din construcții și demolări se ridică la cererea celui care le are. Indiferent dacă este agent economic sau persoană fizică. Deci nu ne... Prin autorizația de construcții și demolări, ești obligat, cum avem să avem vreodată un plan de securitate pe o autorizație, undeva la un punct acolo scrie că ești obligat să ai contract cu o firmă care să-ți ridice deșeurile din demolări. Asta înseamnă betoane, faianță spart, bazbest, țigură și așa mai departe, da? Ești obligat tu, ca și beneficiar al autorizației din construcție, să evacuezi molozul ăla. Atunci, în momentul respectiv, noi din ce cauză? Legea îți cere. Noi le-am pus în plan, da? Nu poate să vină acum un cetățean să spună, domnule, eu vreau să-mi plătesc, să-mi evacuez morozul și n-am unde să îl duc. Sună la un prest, ai ocazia, vine mașina specială și îți ia ăla și te taxează separat. Ăla se taxează separat, nu se amestecă cu alte deșeuri, nu se... Dacă nu am eu să-l vrea să nu vină, un cetățean își dărâmă un bloc, să zic, care costă enorm să-l duci la mine. Da, deci doar din ratiz și punctele 3 și 4, practic. Le-ați luat pe amândouă și le-ați dezbătut. Deci, am avut la contribuția pentru economia circulară, ceea ce spunea la inginer că în loc de 30 s-a făcut 80, anul ăsta și la anul a fost 20. Da, aia e contribuția pentru economia circulară. Asta e ideea. Așa. Pentru ce ajunge strict pe groapa de gunoi? Ce se duce la sortare? Asta e singura măsură care o luați, doar să scumpiți procentul ăsta, nu? Altceva cu altă măsură nouă? Da, nu, 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 nu. Asta este măsură de lege, prin ordonanță de urgență, să duc banii direct la fondul doresc să alegi în urma țelurilor europene, ca să ne... Da, astea sunt recomandările europene transpuse în legislația românească. Ordonanța 196/2005. Da, 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 da. Completat cu OUG 74. Da, 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 da. Da, din păcate, la anul ăsta e. OUG-ul proastră va crește. Da, e proastră în fiecare an, e crește
prețul. Asta e prețul. Asta este prima, dacă vă uitați pe site. Dar la 2-3 ani, dar tot prețul. Asta este prima măsură. Și singura mea doleanță a fost un agent de economie care strânge bunul ăsta. Deci nu mai e o sigură de vină la care îi pune acolo. Ea nu a fost pubelă. Nu-i mai așa și în sat care are lume. Dar în fine, asta e un sat de-a noastră. Asta e de-a noastră. Deci asta e la noi. El e procent economic interesant. Dar el e pur angajat, e pur angajat. El mai au dat, băi, aș pune la poartă, mai dă o sigură de vin și îi pune și sacul. Chiar dacă nu-i dă, dacă pune sacul, el ia și pe ăla. Nu știu de lucru. Nu știu, da. Ești din punctul de economia. Practic, cantitatea redusă de deșeu care s-a dat la timp a fost datorită eforturilor preamșurilor care le-am făcut și ieșirilor în fiecare sâmbătă și stat în teren cu oamenii și a explicat, aia îmi trebuie, aia îmi trebuie, te mai super, te mai da, asta e dreapta. Și ăsta e, ți-ai fi o practică soluție, nu te spun sincer, și pe mine mă îngrozește că și nouă mi-e greu. Închipuiți-vă că a fost 600 de lei pe an aproximativ și mulțiți cu 200, care mai fost încă un miliard și ceva care trebuia să plătești pe economie în anul trecut. Da. Da, Lezner, mulțumim pentru ajutor. Supunem la vot punctele 3 și 4, pentru că pe asta s-a adus și a explicat domnul inginer, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Suntem foarte bine de acord, dar... Forțat e o ordonanță. Da. Dar e o ordonanță de catedral. Nu știu de ce se poate face. De ce poate face să te întrebi și nu știu ca și cum. Nu, că mai e și indexare. Foarte bine. Care cine mai interesează? Da. Unde e posibil? Bineînțeles că totul e prețul. Ce ar însemna? Am zis că ei fac orice. Poate niște costuri. Odată la urmă este foarte, foarte acum, chiar acum, astăzi au venit cei de la București la București ca să mai suntem la Macro, ca să vedem cum am putea mări frecvența la reciclare. Acum sunt mai multe variante, sunt discuții, dumneavoastră au și ei în alte județe și să vedem, înțeleg ce s-a reciclat mai bine. Ar fi să vină de 3 ori pentru rezidual și odată într-o săptămână pentru reciclare. Asta ar însemna niște saci sau eventual niște cubele. Noi am început demersuri la Ministerul Fondurilor Europene pentru a vedea ce fonduri mai sunt, pentru că și pubelele alea costă și pentru o primărie, mai ales un OAT din mediul rural, ar fi o povară și să încercăm să le luăm cumva tot așa printr-un fond european, dacă... Deci asta e... Anul trecut aveam intenții să mai luăm niște pubele noi. Da. Noi să le dăm la populație cu gândul de a, de a face colectare selectivă, dar degeaba el luai, pentru că el la o lună, nu-l folosea. Neam reciclare. Am întâmpinat și rezistență din partea DISU-ului, în sensul că a spus, doamne, nu vă avântați într-o astfel de achiziții, pentru că nu ai cum să le descarci deocamdată, că nu-ți vine nimeni, nu-i pus la punct un plan făcut, fluxul de colectare, ar însemna chiar modificarea contractului cu operatorul la Cetățean. Asta vedea foarte mult din deșeu menajer. Pentru că atunci eu pun să învățați cetățenii, magazine, scot ambalaje necompactate, da, cutii întregi. Da, da, am o soluție unde să le așez și știu sigur că de așa. Și le rup bucățenii la foarte treaba asta. Și dar mai vreau să le faci și o să-i spui să-i spui să-i mai iau cu băiul ăsta. Dar nu vine la mai trebuie să-l corecteze. Care are scoase de depozitate și știi sigur că vine și iau pe aerobine, eu să țin un principiu sigur că e un bubel. Deci, sigur. Dacă, de exemplu, noi, lămurim lumea să sorteze deșeurile astea. Deci asta o remarcă zice așa. Deci facem o ușurare a muncii. Putem avea vreo reducere la preț dacă noi suntem conștienți și facem sortarea de aici?
Nu, am zis, doar cu finat automat. Să plătește și sorba. Merginelu, ai pe tonă. E tonă, nu mai plătiți cu cât scoateți, dacă scoateți... Dai mai multe de tonă. Dacă scoateți 50 de tonă, plătiți... Bun, dar în 50 de tonă am înțeles. În 50 de tonă. Am înțeles. Eu uiți o călare ce doară. La... Joi, în prima joi, ar trebui, în prima joi din lună... Și s-a mediatizat asta în comun și ies cu bine joia mașina? Da, nu s-a mediatizat, dar el nu m-a plătut la poartă, nu m-a plătut forma, că nu trece de poartă în poartă. La... Asta am spus de asta, asta am spus de asta. Platformele alea sunt niciodată corută, nu? Da. Și alea la două zile spui, să-i zic. Deci, domnul Chelabru, asta încercăm să spunem, că la nivel de adis nu e pus un plan la punct, ca să vină să răzbrate asupra mea, că nu mi se lăchezi? Asta zicea și eu, asta e singură măsură. Eu ce se fac? Primărește muzicalea prețul. Primărește pentru că nu duc acolo, dar tu nu mi-asigur condițiile de... Asigur condițiile de... Asigur că eu mă duc mai cu noi, care-i să treaba asta. Și după aia ce mărește asta. Pe interesul cum mi se face. S-au adumărat acest timp, dai că e redor de tot. Dar sunt eu ușor, am pus 80 de lei, am pus capac, și după aia... Eu nu am. Să puneți mai multe cuvânturi, îl achiziționați pe ăla, scădea. Și automat nu e. Prin atragerea mai mult. Pentru că altfel, oamenii nu își pot cumpăra zelă pe ăsta. Eu vă spun că sunt primit la 2-3 zile și prin ea. Sunt primit și nu am o problemă. Ideea este așa, de un șar mai astea plin. 800 de tone am scăzut la 600, dacă am mai face un efort și cu reciclarul, am scădea să zicem la 500 sau la 400. Asta este corect, dar nu avem colectare. Nu vine să ne colecteze, pentru că la rândul lui nu-i prins în contract. Delegare, acesta să ne convine. Deci asta trebuie solicitat și atunci iar o să mărească prețul față așa. Nu se face treaba asta? Crește. Dar măcar nu să facă adisul. Scade confort. Crește și confort. Adică să dăm o adresă să-și cumpere toată primăria pentru fiecare ceea ce este. Am înțeles. Este imposibil. Am înțeles. E minunat așa. Dar zic că altă să fie mai înțeles așa. Mai e problema la aceste puncte de reciclare, că lumea aruncă... Adică găsești câini morți și câini vii. Deci, 10% sunt inconștienți, într-adevăr. Dacă spun, sunt 20% care văd că duc plastic. Da, și vin și încep, încep, vin și aia de inconștiență. Așa se trebuie. Există peste tot, nu există. Dar încet, încet, da. Dar încet, încet. Dar revine și alții, de pe câte o adună la coș. Și la rând în tine, jos, tu ești famosul la el, ce am înțeles asta. Primul pas ar trebui după reciclatul ridicat. Mai bine, de ce ești așa? Și loc de depozitare, de ziua de domnul. De domnul, de ce? De domnul, de ce? De domnul, de ce? Încercă în două săptămâni. Este un pas. Vă spune ce-am vrea să ce vreau. Dacă am visat și dacă e fără casă, că nu l-am dat. Dar ce am să-mi exemplu, că există un șurier containerele astea. Joi și nu mai s-a dat containerele. Pentru că nu am vrea, nu știu, sau dar cum mai e șurier, ce faci și... Apoi, bine, bă, și aici mai bine, da, nu mă desfinge. Se poate să mai ales, stă și împrești, bă, și nu mai face. De acolo, da, dar dacă am văzut vântul ca și vorbim și la 10 metri 15 metri, acolo răspătă. Acolo răspătă. Deci, ce ați dat acolo și fără ceilalți. În realitate, din camere de la vedere, deci chiar poți să vezi mereu. Dar și acolo, dacă duci unul un carton ud, gata, s-a stricat iar toată treaba. Da, da. Pentru că nu mai este educație, de exemplu, pentru să-mi strâng, nu pui așa. Poți să ai. Ca și hărul. Noi nu mai așa. Cu cei de la ajutor social ne mai monitorizăm, deci vedem lăzile de ambalaje, le mai compactăm, le rupem, le facem bucățele ca să se poată încăpea, să aibă, că știți care e paradoxul? Ia ca un loc mașina și tot așa ajunge mașina și o cântărește la cântarul mare. Și tot cu cotă parte face. Da, e cumva și conștientizare și la asta avem un proiect acum, care au școli să facem niște premii cu
Acum să vă dau idei alte primării, chiar dacă cu ideea, dau niște premii, fac niște concursuri pentru reciclare, eu știu, trimit copii la proiectul la sfârșit de săptămână. Mai sunt care au să reducă din capacitatea asta de menajer care ajunge cu groapa din mâini și asta, asta vorbim că educație, da, de lei, practic ce iese din dotatul în cantitate și nu ajunge cu groapa din mâini, cel puțin ăștia 80 de lei, un câștig, fără să vorbim din partea de sănătate și de aspect economic, tot e un câștig. Câștigul cel mare, până la urmă, e celălalt, dar acum vorbim... Strigă până la urmă, asta e doar. Deci, într-o rând de zile, dacă vedem în jurul de la 20 de zile, au crescut cu la sumele care sau au crescut mulțumim de la ieșire. E un sau care de la poziția, nu un anget green, zero la contract. E un sunt contract. Care nu să recunoaște care ați fost la colectează plastic și carton de la platformele amenajate și odată pe la 3 luni sticla din container diverse care se colectează în a doua joi de lună a, a următorului semestru, a următorului trimestru. Sticla, ianuarie, martie, iulie, septembrie. Așa se face colectarea. De la doua și ori. Cel mai mult e plastic. Cel mai mult e scumpe. Astea au forma aia. Da? Forma dumneavoastră. În două zile sunt. Asta vine cu noi în Germania, aia e petrec. Să te oprească. În petul Germania au apă, e 1,10 € și 25 în petii. Da. Un petul. Un petul se dă, un petul se dă. Deci am văzut că la sticlă, ultima magazine, nici la cer. Practic, el s-a
reactualizat, pentru că s-a reactualizat cu niște indicatori prin care noi putem să aplicăm niște penalități, o anexă la sfârșit, prin care putem să aplicăm niște penalități acestor operatori. Dacă nu, dacă nu lasă curat, de exemplu, cum ați spus dumneavoastră, dacă ridică doar containerele și rămân mizerie în urma lor, noi putem să-i penalizăm. Și acum suntem calificați de mâini, că nu prea avem ce să le facem. Și pentru că asta e cel mai important în momentul ăsta la regulament, anexa aceea cu penalitățile. Putem să-i strângem. Da. Refuză operatorului de a pune la dispoziție autorității publice locale datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorrectă și incompletă de date și informațiile necesare desfășurării activității acesteia. Activității acestea. Costă amenzii între 10.000 și 50.000 de lei. Practicarea altor tarife beneficiile stipulate în contractele de delegare a gestiunii și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau de aviz, după caz, între 30 și 50 de mii de lei. Sunt mult mai multe, sunt două. Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control între 30 și 50 de mii de lei. Eu spicuiesc așa. Refuză operatorul de a pune la dispoziția autorităților de reglementare competente datele și sau informațiile solicitate, ori furnizare corectă și completă de date sau de informații necesare de sfârșitării activității acesteia, de la 10 la 50 de mii de lei. Nerespectarea fluxului deșeurilor indicat la autoritatea locală sau contractată, de la 50 la 100 de mii de lei. Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spațiile verzi, țările de comunicații în locurile publice sau în alte locuri de cele special amenajate, între 500 și 2500 pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare. Deci, practic, sunt situații cu care v-ați întâlnit, nu? În teren, da, și ați spus că nu mai e în județul Vaclaus. Cât în general, constatarea și aplicarea amenzii o face... Constatarea o face, de obicei, oate, o face când dumneavoastră sunteți aici. Noi, prima notificare, așa vă zic și... Pe de asta și apropo, să ce spun. Și... Dumneavoastră sunteți aici. Amenda sau penalitatea... S-a frică de către adezistă. Și în cazul ăsta aveți... Tarifii? Nu. Aveți dumneavoastră. Deci puteți aplica, cum a spus domnul primar, dacă abandonează cineva pe locurile și dumneavoastră, de la 500 la 2500, ceva nu va trebui să o adică și o aplicați direct. Noi aplicăm dacă nu-și face... Rompresul, cel care colectează. Exact. Dar v-am zis, până acum n-am, n-am văzut, chiar vă rog, dacă să faceți poze, să-mi trimiteți și cu orice, cu... Vis-a-vis de activitatea Mopresului, nu? Vis-a-vis de activitatea lor. Nu, n-am avut probleme cu asta. Nu. Chiar am avut, chiar am colaborat, mi au fost... Nu, că și ieri mi-am mai dus după ei, mi-am mai dus cu mașini. Au mai fost pictit, mi-am mai stat. Pantul a fost în... Pe lucru, n-au putut urca, ne-au comunicat, ne-am dus la fața locului, am constatat, nu s-a putut interveni pe o anumită porțiune de cătun, de sat, dar am explicat banul la mine, de ce e timp. În general, a existat o colaborare. Da, dar ei nu există tot timpul. Nu, practic, noi trebuie să ne reglementăm anumite sincopii, să zic, în funcționare. De genul celor că mai ridică și alte deșeuri decât cele menajere, da? Mai iau drume puș, mai iau... Mai scoate unul la poartă, să uitați ăsta care arată la unul care nu este lui și-a plecat. Aici este. Da, deci... Pușul nu-i greu luat așa, nu-i prea greu. Dacă nu-i mult, dacă nu-i mult. E greu dacă mai mult, pe el. El e mult, da. Și poate face cu noi. Chiar e porcat ca să-l trimiți, nu poți să faci cu noi exact cum spui el. Nu, 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 face la singur, de ce să-l pui? Că lumea zice, plătesc 7 lei sau și am un orice, nu vă zic că am găsit. Am găsit și bă, legat și, și nu numai de animale, legat de toate ființele, dacă înțelegeți ce spun. Adică nu se poate nici așa ceva. Da, din păcate, și am aveți dreptate. Și trebuie deviat.
ce să mă lăcure prin curte? Da, sunt mai, și aici, în zona noastră, nu mai zic. La marginea unui oraș, acum nu zici că n-ai unde să lucruri. Ăla e greutate mare. Acolo e greutate. Să vedea care se plătește și... Aici trebuie să conștientizăm. Supunem la vot că 152 de ani de zecine este pentru. Regulamentul de sănătate. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice, bunuri și servicii pentru anul 2020. Da. Da. Aici mă pot o scăpare din anul trecut, pentru că știți, am prezentat anul trecut toate lucrările pe care avem în vedere lista de investiții pe care avem în vedere anul acesta. Mai bine am trecut pe ordinea de zi, am trecut cu un distinct. Și din cauza plăjdea, dar nu trebuie să văd că mai sunt de mulțumim. Și venim acum, l-am pus acum ca să ajungem la, ca să ajungem la, la zi cu program de achiziții. Și luăm așa din ce avem, ce avem trecut în program de achiziții ca să ne amintim, să vă aduc aminte de, și de sume și de ce. Deci, la modernizare drum local Pești-Părvulești am lăsat 50.000 de lei, am mai spus. La achiziție, lucrări, facere, diguri, mal stâng, rău, cașe. V-am spus că urmărim să aplicăm pe Fondul de Solidaritate a Uniunii Europene 10.000 de lei. La alimentare cu apă a localităților aparținătoare 1.700.000. Acolo e de fața. Și de fața și de fața. Și de fața. La adopțiune gaz am lăsat 10.000 de lei. Vă aduceți aminte și de asta. Da. Achiziții teren Arșiță, în punctul Arșiță avem 15.000 de lei, servicii de iluminat 50.000, servicii topografice 50.000, la servicii de stare probe de apă fântâni DSP 10.000, achiziții servicii pentru sisteme informatice 20.000, servicii de vitanjare 5.000, că aici da, de fiecare detaliat, de fiecare, îmi pare. La școală. Achiziții, servicii de mentenanță și acurățare, pază de 1.500. Servicii, materiale, construcții, reparații, drumuri comunale, 40.000. Servicii, ITP, revizii, 6.000. Servicii de registrare, video și ședințe, plăsări local, 5.000. Achiziții, prestări, servicii, camere, supraveghere, camere, supraveghere, 6.000. Achiziții servicii măsurători de adaptare, 150.000. Achiziții servicii pregătire profesională, 40.000. Consultanță în domeniul achizițiilor publice, 10.000. Reparații în mașină, 10.000. Pirotehnie artificii, 6.000. Servicii întreținere centrală termică, 1.000. Servicii întreținere centrală termică, iarăși cămin, 1.000. Extindere sistemului de supraveghere video 10.000. Proiect regional de dezvoltare infrastructurii de apă uzată. Crab. La Crab. Asta e la Crab, nu e la noi. Da. Achiziții publice directe pentru anul 2020. La achiziții pentru dotări pentru sprijinirea conservării patrimoniului cultural, costumului popular de 7.500, știți că am explicat în proiectul costumului unui intervenim și noi costumul de 1.500 de euro. Achiziție sistemă 5.000, pene imprimate și faxuri 10.000, consumabil imprimate Xerox 10.000, tichete sociale pentru credință 15.000, de certificate cele declarații la asistență socială, anchetă sociale, registru intrare și 3.000. Materiale și servicii PSI stingătoare, 2.000.
Sisteme de operare calculată de licență kit instalare UPC antivirus 10.000. Achiziții servicii informatice, reparații, întreținere, iar 6.000. Achiziții, lucrări, reparații, întreținere la SVSU, generator, pompă UTV, 1.000. Achiziții materiale de curățenie, 2.000. Registre agricole, achiziție registre agricole, 2.950. Deja ne-am și achiziționat. Registre secretariat, certificate de naștere plus DGS 200, achiziție timbre poștale 5.000, achiziție dezinfectant solid 500, lemne de foc 10.000, cadouri copii școală 7.000, achiziție corpuri de iluminați 10.000, achiziții materiale de construcții 10.000, reparații, cărți bibliotecă 2.000, achiziție materiale întreținere schimb propriu de apă, baterii, robineți, etc. 1.000. Achiziție materiale întreținere sistem propriu de apă, la cămin cultural 1.000. Achiziție materiale reparații întreținere, poduri, podețe, punți, diverse materiale 10.000. Aici pe doar achiziția pe apă, 5.807.000 pe total. Cât e pregătit în studiul de fizabilitate. La apă s-au depus 5 oferte. Vinerea a fost ultima zi de depunere. Sunt 5 ofertanți. Achiziția este în derulare. Să vedem ce o să iasă. Oricum din 5, unul va fi declarat câștigător, clar. A fost. S-a depus vineri, a fost ultima zi de depunere, s-a închis. Dar la drumul vrea să nu vrea? Ce-a numea? Deocamdată nu. Am reluat pentru că nu a fost niciun ofertant. Dar la drumul moare, la revenire? Nu. La modernizare drumuri comunale, valoarea estimată 3.025.293. Cu tot cu gelozie, cu tot ce e. La execuție drumuri la drumul Morii 1.184.482 fără TVA, eu vă dau prețul de fără TVA. Și asta e lista de investiții pentru 2020. Am spus, cele mai mari lucrări rămân școala, dar școala a fost prinsă achiziția. Școala apare și este drumul. Școala și drumul pentru cele mai mari, da. Da. O problemă care nu s-a prins acolo. O dădeam și consolidarea malurilor acolo la postul unde am făcut. Da, e prins. Cum nu, noi, în 20, în altă parte mi-a spus, nu acolo la postul. Nu, sunt trei. Care a fost? La Puntia care ați făcut-o. Ați consolidarea malurilor. Nu, e de... Bine, apa diversează. Este adevărat. Da. Este vorba de cele trei puncte. Ulița la Dobăcești, cu la Ciprian, e vorba de Vițeluș aici și vorba de Alexandru, zona Alexandru în sus, la astea trei funcții. Unde sunt inundații din 2018, deci fondul de solidaritate a Uniunii Europene se referă strict la situația de atunci, pentru că noi și în proces verbal de constatare de echipa care a fost venită de la s-a punctat strict pe cele trei puncte. Deci nu poți treaba asta. Dacă ați văzut, e prinsă? Am prins 10.000, ca să putem să terminăm cu proiectarea și cu celălalt documentație. Da, da. Canalizarea cu proiect comun cu Hașul. Nu, doar canalizarea proiect comun cu Hașul. Cu proiect comun cu Hașul, pe gaz, sunt două proiecte diferite. Unul se duce Hașul, pe Purița și unul. Nu, domnul se întâmplă pe Hașul, dar o să ne vedeți că e aici. O să ne vedeți pe extindere și pe teritoriul Hașul. Da, proiectul de canalizare este un singur proiect. Un singur proiect. Stații depurate și
rețea de adopțiune, de rețeaua de evacuare. Și s-a făcut proiectul? Se lucrează. Nu s-a lucrat. E scos la licitație, s-a părea că am fost posibil să apuce de proiectare. El s-a achiziționat terenul, ca și nu a achiziționat terenul pentru stație temporară, că vine o singură stație temporară. Da? Și doar conducta principală, atât se va definitiva prin programul Adibului. Și ne-a iertat că ea să nu mai contribuim la cumpărarea terenului unde se face stația temporară. Au făcut mai ei, nu? Nu, au făcut achiziția numai ei. Numai ei. Știi bine, domnul Micu, pentru că erau discuții ca să contribuim și noi la terenul respectiv. Am avut niște discuții cu primarul de la Cașin, dar până la urmă a rămas că n-avea niciun rost să mai cumpărăm și noi, dar seama că trebuia să fim proprietari pe teritoriul Cașinului. N-avea niciun rost pentru câteva mii de lei să punem să... Și au rezolvat ei proprietatea lui. Dar nu au făcut la hotărâri de comună să prinde. Îmi pare că mai da, așa știu ce. Și așa au ei 42 de hectare pe teritoriul nostru. Grație înaintașilor noștri. Da, dacă sunt întrebări la programul meu. El aș avea ceva recomandat, că am discutat și ședința economică. Aș vrea să-i aprobe de apă de mai multe fântâni. Am înțeles că numai 5 fântâni de toată comuna. Deci, mai sunt fătând și pe străzi, nu știu ce, mai multe probe, că fiecare fătând e de aceeași pătă pe ea. Aveți o propunere anume sau ce? Da, aș avea o propunere, adică, de exemplu, să fie 7, 8, 10 la diferite. Toate 7, 8, 10 le plătim și le plătim de câte două bani, să știți. Adică, mă rog. Adică să știți cetățenii la fântânile astea care sunt în stradă, pe domeniul public. Cunoască-și cetățenii, domnule, nu-i potabil, are nitrat, nitriți, nu știu ce, nu am înțeles. Adică mai puțin consumul folosiți la spălat, la pentru animale. O să puneți să facem, pentru că noi, ați văzut, noi avem un buget aprobat. Eu nu pot să spun, băi, hai că anul ăsta le fac la toate. Da? Dar acolo nu e important. Apropo, și nu face, domnule, stabilim 3, 4, 5 acum, data viitoare mai stabilim 3. Și să vedem în visa care. Da, vis-a-vis de listă. Să punem la vot punctul 6 din ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Da. La diverse... Nu puteam la vot pe dar stau în discuție. Nu, e nevoie de aprobarea Consiliului Local, pentru că Consiliul Local este proprietarul bunurilor, da? Avem familia Vasilac la scutat, da? Toată lumea știe pe... Care are mulți copii. Gelu și Dorina. Da, și care stau acolo în, practic, fostele grajduri. Sunt ale noastre, sunt proprietate domeniului public și într-o zi discutam despre asta și am mai făcut acolo diverse fundații, vă dați seama, eu mai cheltuie niște bani acolo și am pus să fac o cerere pe care să ne aprobăm, să aibă totuși o, să dăm o notă de legalitate șederii, nu poți să dai afară, nu poți. Nu, n-are nimeni interes să-i dăm afară, da? Mai ales că ei au întreținut acolo. Deci bune, rele, cum sunt ale noastre și le-am întreținut. Că dacă noi erau ei, se distrugeau. Absolut, absolut. Și acum s-a venit doamna Lorina și a făcut o cerere pe care ne roagă să aprobăm închirierea spațiului pe care le țin în sat scutarul, deoarece folosesc acest spațiu de perioadă lungă de timp, peste 20 de ani. L-am îngrijit și vom îngriji în continuare. Menționez faptul că familia mea este compusă din 8 membri. Da. Și asta era marea cerere. Am zis că nu au lumină tot. Nu au lumină. Păi să-și poate, dacă nu ar fi stăt de educabil frunza pe apă, nu poate să-și bate lumină. Deci, da, lumină cu bani, bă, nu cu bani, dar... Da. Da. Și aprobăm un contract de închiriere. Da, da, da. Nu, de închiriere. Se închiriere. Contract de închiriere. Da. Asta poate să vădă. Dar le-a mai sugerat. Simbolic, așa, nu chiar să nu-mi bate, nu? Da, nu, trebuie să-i bate. Trebuie să-i bate. Trebuie să-i bate.
care cu cât pasează. A, o să o rezolvăm. Același situație și în partea la care ați la care dispensare. Vedeți că astăzi citeam un ordin al, s-a actualizat un ordin al Agenției Naționale Sanitare Veterinare care de creșterea suinilor. Iar un lucru este destul de, de groase. O să vedem dacă și aprobă, că era, ziceam puțin la peste site-ul ONSVSA-ului la propunere. Să cam strânge treaba cu suinele. Minim 3. Minim 0. Adică reproducția și mișcarea animalelor va fi 0. Maxim 0, da. Nu se va mai da voie ca să crești poți la stână, la cantoane, la absolut nimic. Bun, deci, dar gospodării poate paga unul, 3 poți. Nu. Deci, dacă ești, deci trebuie să fie autorizat. Și am văzut pe regulament, dar sincer să fiu, n-am reușit să fac lucrurile absolut tot. Nu-ți dă voie pentru reproducție și nu-ți dă voie să mai miști animalul de la vecinul la tine. Da? Deci dacă nu mai ai, o să-l cumperi, nu prea mai ai. Știți ceva de lucru? Chiar dacă sunt autorizat în cafea, Sunt măcare de peste porcină și probabil va fi o măsură extremă luată ca și ca și gripa aviară și coronavirusul. Eu sper să nu fie așa, sper să ne dea Dumnezeu mintea cea de peste. Cine vrea să intre, intră pe site-ul ANSVSA-ului și vede proiectul de ordine al ministrului. Vin persoane din zona infectată, să evităm cât mai mult contactul și să luăm. Practic nu ai măsuri. Cineva spune, Doamne, să pui dezinfectant la primărie, să se speri omul pe mâini.
Acord, nu-i greu ca să iau niște, să pun lichid și să pun la ușă, dar nu știu dacă reușim noi să... Până ziua la spate. Nu știu să putem să putem la urmă. Persoane conștiente să răbună că vin din zona aia aici. Da. Să ne dar după aia ascund. Vă dați seama că sunt anumite filme, da? Au început să facă filme de la intrarea în țară, pe aeroporturi și așa mai departe. Lucrurile încep să se miște de ajuns. Eu sunt sigur că va ajunge și în zonă, da? Eu sper cât mai târziu. Eu sper cât mai târziu. Dar la... La felul cum evoluează, la felul cum evoluează, sincer vă spun, sunt păstori din Grijoroace, mai ales că nu o spun. Încă mai suferă mutații aici e problema. Nu sunt, ce-am zis din ce am citit eu, așa, el nu e stabilizat încă. Și asta e o problemă. Am luat legătura cu domnul doctor, ați văzut că și se va măsura ocupării noului spațiu. Felicitări pentru asta. Din câte am înțeles, este destul de mulțumire, nu? Da. Așa, da. Eu am rugat și pe doamna Dorșoara Forea și pe domnul doctor Ciobanu, în momentul în care, nu știu dacă ați observat, inclusiv scaunului care le-am așteptat, le-am dat, pentru că nu o aveau, erau niște băieți lângă ea, care erau la cămin și a zis, doamne, nu are rost, în primul rând strici dacă îi... În fine, suntem deschiși la orice fel de colaborare, lucruri dacă cetățenii mulțumiți și noi suntem mulțumiți. Că asta a și fost ideea, de fapt. Am făcut adresă către Transvădreanu și către Consiliul Județean am făcut. Așa. Dar o să trebuiască să iei legătura cu cei de la firma de transport și să discute. Ar fi extraordinar de bine dacă ar pleca autobuzul de la Ioina. La tot la Ioina. Bun, acolo a fost o discuție. Acolo a fost o discuție vis-a-vis de o stație la Ioina. Da. Dar n-a mai venit nimeni. N-a mai venit nimeni să mai... Când le-a spus, băi, aduceți-mi 2, 3, 5 care vă aduceți-mi totul. Adică oameni să facă cele să se scrisă. Era domnul Poancu George, era o doamnă care locuia lângă domnul Joșpei, care făcea naveta. Și cam atât. Erau maxim 4 persoane. Nu ne voi să facă naveta, dar și dacă ai duci pe un oraș, nu e înapoi. Nu-i bună să lasă la greu. Era să văd pe locul și tot în lume. Acolo, în general. Nu-i bună să lasă la greu. Bun, dar lasă deci un kilometru, face un kilometru dus și un kilometru întors în fiecare, la fiecare curs, 2 kilometri, o să mă motorin, o să pun așa, o să eu nu-ți ia centru, dacă nu are ce să ia de acolo. Păi nu, asta spune. În momentul în care omul s-a urcat în autobus, îi cere șoferului, doamne, vreau să cobor la sector. Deci, asta. O să discut chiar inclusiv cu șoferul. Dar și ca să vă, pe viitor, să vă pun la dispoziție materialele, o să iau adresa de mail, pe viitor, am zis, de la fiecare consilier local și să vă trimit, e mai simplu decât să dau Xerox 15 ori numărul corect. Asta cu una din probleme. A doua problemă, am văzut că sunt niște copii bine dotați, intelectual. Și pe viitor, mă gândesc, pentru copiii care au... Eu am beneficiat de chestia asta. Chiar dacă era vremea lui Ceaușescu, am fost întrebat pe domnișoara, fără în tabără gratuită,
pentru medii deosebite la școală, pe trimestrea care avea medii cel mai mare în școală. Am beneficiat, de ce să mint? Așa. Și dar nu că așa, pe ce au și bine. Dar acum, a fost o viață. Da. Bine ar fi să, pe viitor, la anul viitor, când se facem, se va aloca, s-a aprobat bugetul, să punem niște bani din bugetul local, un fond special, pentru copiii care învață bine și pentru profesorii care... Insulțează. Da. Știți de ce? Da, dumneavoastră spuneți ca o premiere pentru... Pentru copii, dotați. Pentru copii și... Cum ați spus, și profesor. Și profesor. Și părinții. Păi, e adevărat și părinții, da? Eu într-adevăr, e o colaborare între părinte, profesor și elev. Mai mult eficient. Dacă, mai ales acum în ultimul profesor, dacă profesorul a jignit un pic cu privirea copilului, gata, se dau în judecată. E, nu-i așa. Vă spun eu, când eram eu elev, o să-i luam bătaie. Dar asta nu, nu e eu principiul ăsta. Merge, e democrat, acum democrație. Dar se depune totuși un efort ca profesor și ca dascăl pentru copilul respectiv. Au obținut performanță, de ce să nu fie stimulat și profesorul și potențe. Da, da, da. Trebuia să fie și profesorul și procurator, educație. Da, da. Și sunt copii. Care se negativ, nu așa. Sunt copii, da. Care nu așa. Care nu așa. Care nu așa. De autor, da?
Deci, nu numai, am avut un caz, de exemplu, chiar în perioada când eram sub cot portocaliu de vânt, când s-a apucat să dea foc în țară la niște ciocanți, așa. S-au dus băieții la ei, domnul Vasilache și domnul Bucur, și când pe ce se ia la bătaie, da? Și în cazul ăsta, practic, tu vrei, pentru că nu îți trebuie aviz de foc de la primărie, nu poți să dai foc așa, domnul, eu dau un port la mine. Dar nu există. Dar nu există, dacă niște copii acolo și... Nu, sigur nu. Ori au fost niște copii, ori a fost un întrecere și... Așa cum sau ceva a făcut unul, da, și a fost ceva cu bine. Și a luat foc la împărțuși. A văzut cu bine, că s-ar facă distracția. Așa cum bine, a fost în Băștien. Mă a fost când a intrat în pături. Dacă a intrat în pături, era... Era clasă. Am avut o... Ce anume? Cu cățeii jale, e gata, acum mănânc, a zis caca la mie, nu știu, am mănânc o lucrăie. Nu vă mai spun ce vân, când? Îți miște tunării acolo la noi, de la noi. Da. Cine? Nimic. Apoi, când am fost cățeii, și pisici, și fii mari, câți băi, acolo la... La se toată, în poate, și la ce am și la poate. Să fac un pic. Dar nu te sap în ei. Erau doi. Stai seama la un moment dat. Unul a fost așa. Am dus mai înțeleg, dar nu știu dacă am dus și pe... Unul a fost cu cărța. Unul a dus și pe... Dar am dus pe sare. Discuții libere. L-a luat cineva și l-a scris. L-a luat cineva. Domnul Vici. Fără la tău grau, l-a luat cineva din... La luat. Nu am mai văzut acolo. Unul negru l-am dus eu. Am ieșit. Dar nu am vrat așa. Nu mai ieșit. Ce este firma care l-are? Nu, trebuie ce am singur. Da,